cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața! Bună dimineața la cafea! După atâta timp am făcut o cură fără cafea și iată-ne din nou aici pe știri din Neamț și foarte curând pe Mesagerul din Neamț în direct cu cafeaua de dimineață după o pauză destul de lungă, bine meritată pentru dumneavoastră în primul rând, că trebuia să vă detoxifiați de tot ce a însemnat politica. Din păcate, oameni buni, avem o mare problemă. Avem o mare problemă și de aceea am și intitulat emisiunea de astăzi într-un fel oarecare. Să avem încredere în statul român. Am șovăit și am pus și semnul întrebării până la urmă, pentru că o să vedeți... Avem o problemă care ține de ceea ce se cheamă încrederea acestor organism care ne conduce. Nu știu dacă ați urmărit, eu sper că nu, pentru sănătatea dumneavoastră fizică și mentală, știrile în ultima perioadă, dar dacă n-ați urmărit, vreau să vă aduc în atenție o situație. Faptul că în România, dacă reușești să falsifici o diplomă, ai asigurate toate condițiile pentru a parveni pe scara socială. Pentru că dacă ai reușit să falsifici o diplomă, înseamnă că ai curaj, ai inițiativă și poți. După ce ai falsificat o diplomă, se cheamă că ți-ai luat examenul de intrare în domeniul acesta al oamenilor descurcăreți din România, care parvin. Uitați-vă un pic, vă rog frumos, la o imagine, o să o pună colegul imediat, cu un personaj pe care, uite, pe cuvânt, îl cheamă Baranga. Da? Uitați-vă la acest personaj. Acest personaj pe care dumneavoastră îl vedeți aici este un băiat de prin Vâlcea, cică, care, ce credeți că a făcut? Și-a falsificat diploma de BAC. Și după ce și-a falsificat diploma de BAC, a mai făcut și de mii de studii, din alea cum se fac la noi, inclusiv la poliție, SRI, mă rog, pe unde mai făcut el SRI, pardon, la Academia de Informații. Pe unde mai făcut el studii și a terminat și o facultate, totul pe baza diplomei false. Și unde credeți că a ajuns băiatul ăsta? Bineînțeles că în politică. Și din politică, unde credeți că a ajuns? Pe funcții. Unde, oameni buni, credeți că a ajuns pe funcții acest băiet bun? Știți unde? Acolo unde îi verifica pe alții dacă n-au mințit în legătură cu diplomele lor, în legătură cu, știu eu, minciuni din autobiografie, oameni care trebuiau să ajungă pe alte funcții și trebuiau verificați. Și cine îi verifica? Printre alții și acest nei ca nimeni. Acest nei ca nimeni, care putea să influențeze destine de acolo de unde era el. Altfel, băiat deștept, vă dați seama, fără BAC, cu 10 clase, cu școală profesională, a ajuns să termine facultate, să ajungă unde? Să lucreze la Ornis. Nu știți ce e la Ornis, majoritatea noastră. Știu șefii. Acolo se verifică dacă poți fi șef. Și el era acolo. După care, ca să vezi, actuala guvernare în marea ei grijă față de fenomenul infracțional, l-a luat pe acest Baranga și l-a pus... Unde? La serviciu pentru combaterea spălării banilor. Acolo. Ca să protejeze statul român. În ce condiții? Că aici vine frumusețea. Se știa de acum 2 ani că are diploma falsificată. Că în prima instanță băietul a pierdut. Dar totuși a fost promovat. Cine i-a băgat dosarul primului ministru ca să-l promoveze?
Că dacă el a băgat baranga, nu cred că a băgat numai dosar. Dacă el a băgat cineva prim-ministrului, înseamnă că este o problemă acolo la nivel de încredere în statul român. Deci băiatul ăsta a controlat și probabil și-a pus și o apostilă pe dosarele multor dintre cei care ne conduc acum. Chiar credem, sau poate crede cineva, că nimeni nu știa că are diploma falsificată, că el n-a fost verificat înainte și că cineva și-a dat seama și l-a luat deoparte și a zis, bă, vrei să faci carieră? Da. E, faci cum îți spun eu. Cam asta e. Bun. Acum, dacă mergem mai departe și ne gândim la chestii de genul ăsta, să ne aducem aminte de un alt person. Ah, să nu uităm. Să nu uităm. Ornisu a curmat cariera diplomatică a lui Adrian, a lui Gheorghe. Fără explicații. Și era să-i termine cariera înainte de pensie a lui Paul Tablan, șeful poliției. Pentru lipsa Ornisului. Păi dacă cei care dau Ornisul sunt ca ăsta, avem o problemă. Mare. De tot. Bun. Trecem mai departe. Ați auzit de tovarășul Carasol, Carasol, cum l-o fi chemat pe el? Dacă n-ați auzit, uitați-vă, priviți-i fața. Acest tovarăș și-a falsificat diploma de absolvire la facultate. A rămas 2 ani repetent, forma, pa, ce să mai dăm noi? Hai să-mi fac eu o diplomă. Și știți ce a ajuns? Tare băiatul. Director la Transelectrica. Dacă nu realizați ce înseamnă Transelectrica, este una din cele mai mari societăți și cele mai puternice financiar și o societate de importanță strategică, nu numai națională. Pentru că Transelectrica face legătura cu rețelele și din alte țări. Deci acest personaj, uitați-vă la el, față de om deștept, și-a falsificat diploma și a ajuns acolo, director. Și nu numai că era director executiv, dar era și comitetul director, adică plus alte funcții pe care le-a avut înainte. Pe ăsta l-a verificat cineva, probabil l-a verificat Toașu Baranga. Înainte. De ce v-am spus toate lucrurile astea? Ca să vă dați seama cum au putut să ajungă niște nei ca nimeni pe posturile astea și în cazul ăsta trebuie să ne scoatem pălăria în fața lui Dănuț Andrușcă. Mai țin minte la câți ani și-a luat bacul. Dar ci că și l-a luat. Așa se spune. Și a făcut și facultate. Așa se spune. Și a ajuns și ministru, străiți domn ministru. Să vă fie pâinea albă și de acum înainte, chiar dacă n-ați prins niciun post pe la locale. Da, cine știe, poate are cineva nevoie de dumneavoastră la parlamentare. Bun. Deci ăștia sunt. Ăia care ne conduc în cea mai mare majoritate a lor. S-au tras unul pe altul. S-au tras unul pe altul și au ajuns acolo. Circula un banc prin Neamț. Este foarte greu să găsești colegii de clasă a unui individ care e mare șef politic. Dar e mult mai ușor să, de la facultate. Dar e mult mai ușor să-i găsești pe cei cu care colaborează la Academia Națională de Informații. Deci, cam pe acolo ne învârtim, ceea ce înseamnă că ori avem un stat extrem de bine organizat, care poate să promoveze nulități și să le folosească, ori avem un stat prost condus, ceea ce, mă rog, s-au prost informat. Bun, și acum să mergem mai departe, dacă tot ne distrăm cu încrederea în stat, să vă întreb dacă vă place cum stau lucrurile în Neamț cu COVID-ul. Băi, mai țineți minte că am fost în carantină? Acum câtva timp? Când erau 200 de cazuri pe zi. Acum avem 120 și ceva în Neamț doar într-o zi. Dar nu suntem în carantină. De ce?
Pentru că avem un stat extrem de bine organizat, care a știut când să ne pună în carantină, când să ne dea stare de urgență și când să ne dea stare de relaxare. Deci după starea de urgență, mai țineți minte? S-au dat formulare, amenzi, după care era, să spun un cuvânt urât, amenzi. Gata, nu mai erau amenzi. De ce nu mai erau amenzi? Păi simplu, pentru că erau date ilegal. Ăia care le-au dat n-au știut să facă un regulament ca să-l dea cum trebuie. Semnalul, păi ăia care încalcă legea n-au nicio treabă. Și dacă n-au nicio treabă, de ce să mai respectăm legea? Au urmat și altă șmecherie. Curtea Constituțională, contestații și 2 luni de zile n-am avut reglementări privind COVID-ul. 2 săptămâni, mă scuzați. Privind COVID-ul. Și au explodat cazurile. Cine răspunde? Statul român? Nu. El nu poate răspunde statul român pentru că el este statul. El este cel care ne organizează sau ne dezorganizează, cel care ne protejează sau cel care ne îmbolnăvește. Păi după exemplele astea, mergeți într-o aglomerație, mergeți în piață, oriunde doriți dumneavoastră, într-o zonă, și vedeți ce se întâmplă. Lumea nu mai are încredere în ce spune statul când transmite mesaje. Așa că ne-am mască. Treci un polițist să pune în sictir masca când polițistul vrea să uite. Cum va trece polițistul? În sictir se dă jos. Urmarea? Avem atâtea cazuri. Mai țineți minte cum era când veneai din afară sau intrai în carantină? A fost carantina o măsură profilactică sau a fost o afacere? Pentru că acum nici vorbă de carantină, nici nu mai ai cum să faci carantină. Ar trebui să faci carantină la nivel de localitate. Cam așa stau lucrurile în momentul acesta. Avem tot felul de discuții privind spitalele. Avem spitalul de la Piatra Neamț cu un director care și-a dat demisia. Și-a dat demisia adresată lui Ionel Arsene după ce a ieșit înainte de campanie și a spus că susțineți-l pe Ionel Arsene. Da? Pe de altă parte avem un spital modular la Lețcani care n-a funcționat pentru că, vezi, Doamne, n-avea toate autoritățile, toate autorizațiile, adică hârtii, și nu era acordat la canalizare. Acum, ci că vineri, am mai auzit discuția asta și pe timpul PSD-ului, tot vineri se dădea, va primi primul pacient. Pentru că între timp s-au schimbat șefii la Iași. Nu mai este domnul care era și este un domn, Alexe, ministrul mediului din acest moment. Mă rog, este domnul ăla, dar încă nu s-au depus cele, dar domnul ministru al mediului își pregătește postul. Cam asta este situația în acest moment. Avem sau nu avem încredere în statul român? Statul român este capabil să transmită acest sentiment? Probabil că acolo, în bula în care trăiesc cei care conduc, ei trăiesc bine. Ei cred că lumea îi ascultă, că lumea îi înțelege. Sincer, eu nu cred și semnalul a venit la alegeri. Mai țineți minte cu câți oameni au votat primarul de Piatra Neamț, cel care a câștigat, nu vorbesc de ceilalți, vreo 7700. Asta înseamnă 8% din populația cu drept de vot, din 8,1% din Piatra Neamț. Felicitări celui care a câștigat, dar este o palmă așa, piu, 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 întregii clase politice locale. Adică despre ce vorbim aici? Vorbim despre niște lucruri elementare. Oameni care se cheamă politicieni și care au uitat care este menirea politicii. Să stea alături de cei pe care îi conduc. Sau măcar
să mimeze asta, că nici măcar nu mai mimează. Nici măcar nu mai mimează. Să continuăm să avem încredere în statul român. Eu zic că să continuăm să avem încredere, poate s-or trezi și poate că vom găsi căile prin care chiar să comunice și să transmită ce este important. Ni se spune copiilor, fiți supereroi, purtați mască. Ok, probabil că sunt supereroi și poartă mască. Dar, pe analiză, în prima lună de școală s-au înregistrat 36% din totalul de cazuri de infectare cu SARS-CoV la copii și elevi de la începutul pandemiei până astăzi. Dar, în ultima săptămână, o creștere cu 38,5%. Păi ce facem? Păi se spune, dar copiii sunt asimptomatici, nu e o problemă. Da, dar copiii ăia se duc acasă. Nu este vreo legătură între numărul mare de infectări raportat în ultima săptămână și ce se întâmplă acum? Ați auzit de cazul de la Baia Mare? Într-un spital, 10 asistente, ce mai fi pe acolo, infectați cu nou coronavirus și care au tratat pacienți în stadiu terminal. Ei nu știau că sunt infectați. De ce? Pentru că nu-i testează nimeni. Decât dacă se descoperă cumva un caz. Adică te duci la spital să fii tratat, omul ăla nu e vinovat că s-a infectat în spital, dar nu știe și te tratează și vine lângă tine și te ajută și te schimbă și te infectează. Nu cumva este greșită abordarea? Nu cumva ar trebui să testăm personalul medical, cadrele didactice și toți cei care intră prin natura meseriei în contact cu alți mulți oameni și după aceea să vedem ce se întâmplă? Așteptăm să avem cazuri în centre sociale, Bozieni și pe unde mai sunt, în județul Neamț, că avem destule. Da, avem un caz și la spitalul din Roman, 30 și ceva de oameni infectați, medici, cadre sanitare. Este o problemă, oameni buni. Este o problemă de abordare a lucrurilor. Dacă nu înțelegem că degeaba așteptăm să găsim câte un caz și nu trecem la o testare masivă a celor care pot să transmită boala mai departe prin natura meseriei, avem o problemă. Avem o problemă mare. Până atunci însă aș vrea, pentru că e prima emisiune după o perioadă lungă de timp, să vedem dacă avem noutăți în legătură cu coronavirusul Neamț și o să încerc să stăm de vorbă cu domnul prefect George Lazar. Bună dimineața, domnul prefect! Bună dimineața, domnul Bănescu! Domnul prefect, v-am sunat, am făcut o pauză de o săptămână și ceva și aș vrea să ne spuneți care sunt noutățile în județul Neamț în legătură cu acest flagel numit coronavirus. Da, domnul Bănescu, noutăți, probabil că le aveți și dumneavoastră. Suntem la nivel de țară și inclusiv la nivel național, sunt într-o zonă de creștere cu persoane infectate cu noul coronavirus. Lucrurile nu arată încurajator, dar nici nu putem spune că sunt scăpate de sub control. La nivelul județului Neamț avem o zonă de creștere pe comuna Tașca, unde s-au luat măsuri de săptămâna trecută de purtarea măștii în spații libere, adică peste tot în spații libere în comuna Tașca. Școlile sunt pe scenariul roșu, iar tot ce înseamnă unități de alimentație publică indoor, adică închise, sunt practic pentru o perioadă de 14 zile suspendată activitatea. Avem la Războieni, la centru de recuperare neuropsihiatrică, iarăși
un focar închis de data aceasta. Avem de două zile un focar în desfășurare și la centrul persoanelor în vârstă de la Bozin de Sus, Comuna Ruginoasa. Și avem creștere pe mai multe localități, inclusiv și municipiul Roman, municipiul Piatra Neamț și alte câteva comune care sunt într-un prag, să zic, superior. Ce înseamnă prag superior, domnul prefect? Dacă discutăm, de exemplu, de pe scenariile școlilor, înseamnă până nu la mie, rata de infectare la mie de locuitori în ultimele 14 zile, înseamnă scenariul verde, între 1 și 3 la mie, la mie de locuitori înseamnă scenariul galben, iar ce este peste 3 la mie înseamnă funcționare pe scenariul roșu, adică doar pe online, vorbim de școli. Dacă vorbim de a închide unități de alimentație publică sau alte tipuri de activități care au desfășurat activitatea înăuntru clădirilor, asta vorbim de o cotă de 1,5 la mie la mie de locuitori. Pe o analiză a Direcției Sănătate Publică putem închide, suspenda activitatea pentru o perioadă de 14 zile sau și mai lungă, dacă situația o impune, și pentru unități administrative teritoriale unde rata este peste 1,5, dar, repet, și în baza unei analize a Direcției Sănătate Publică. Spuneți-mi un pic, domnul prefect, avem în plan sau există vreun plan, dumneavoastră trebuie să știți mai bine, ca să înceapă o testare, să se schimbe un pic regulile de testare, să înceapă o testare la nivelul, să spunem, cadrelor medicale, al profesorilor, a celor care interacționează cu categorii mai mari de oameni? Sau se merge pe același scenariu, dacă găsim într-un loc, după aceea facem anchetă? Din datele pe care le dețin eu, știu că tot ce înseamnă cadre medicale au o perioadă de testare mult mai largă, mă refer ca și personal, și cu o frecvență mult mai mare. În rest, la cadrele din sistemul educațional, nu știu să există, cel puțin la nivelul județului Neamț în acest moment, un astfel de scenariu în care să testăm toate cadrele din sistemul educațional la o perioadă, la o anumită perioadă de timp. De ce? Pentru că vă spun lucrurile acestea, pentru că vedeți și dumneavoastră și știți mai bine ca mine, în calitatea pe care o aveți la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, că se înmulțesc numărul de cazuri de copii care, mă rog, elevi mai mari, mai mici, care se îmbolnăvesc și asta înseamnă clar că există probleme ori în familie, ori în comunitatea respectivă și atunci s-ar putea să ajungem și în situația să nu avem cu cine face ore. Nu vorbesc de copii, ci de cadre didactice. Chiar și online. Da. Noi am cerut și cer în continuare domnul Bălănescu prin intermediul Comitetului Județean de Situații de Urgență pentru toți locuitorii din județul Neamț. Este foarte important și este dată și hotărâre în acest sens. Părinții, bunicii, nu știu, persoanele apropiate de familie care merg, lasă copiii la școală, îi duc la școală și respectiv la orele 12:01 iau de la școală în proximitatea unităților de învățământ, unde se întâmplă de obicei să fie în perioada de a duce și de a lua copiii de la școală, aglomerare de persoane, să se poartă obligatoriu mască de protecție. Este foarte important și cadrele profesorale și părinții și elevii să poartă cât de mult masca de protecție. Aceeași cerință este pentru restul populației care, chiar dacă sunt în aer liber, merg în spații aglomerate, respectiv piețe, târguri, oboare, slujbe la unitățile de cult, la biserici, chiar dacă sunt în aer liber, se poartă mască. Doar așa putem preveni infectarea cu noul coronavirus și răspândirea, pentru că altfel vom fi
nevoiți vom ajunge în situația în care să nu mai avem ce face și să dăm hotărârea ale Comitetului Județean de Situații de Urgență prin care să suspendăm activitatea fie a cursurilor la unitățile de învățământ, fie a locațiilor private, cum spații alimentare sau baruri, cafenele, restaurante, etc. Nu ne dorim să ajungem într-o astfel de situație, pentru că ne interesează, în afară de sănătatea publică, care e pe primul loc, și partea economică, dacă vreți. Nu ne-am propus să închidem așa cum ajungem la 1,5 și imediat să-și închidem locațiile respective, dar dacă vom ajunge într-o zonă care, pe analiza DSP-ului, ne va impune un astfel de scenariu, va trebui să luăm astfel de măsuri, care, din punctul meu de vedere, nu sunt de dorit la acest moment, pentru că ajungem într-o zonă în care agentul economic, practic, nu mai lăsăm să meargă și așa la o cotă de avare, nu mai lăsăm să funcționeze, ceea ce nu arată foarte bine pentru economia noastră în județ. Da, vă mulțumesc pentru intervenție și vă așteptăm și într-o emisiune în direct. Vă dorim cele bune, sănătate, sănătate numai bine. Deci, ați ascultat pe domnul prefect George Lazar. Deci, situația și din tonul domniei sale s-a văzut, chiar dacă a transmis un mesaj optimist, situația nu este foarte roză și este clar că avem și alte localități în afară de Tașca care s-ar încadra în scenariul respectiv dacă s-ar face testări. Ele nu se fac și nu se fac din motive probabil de incapacitate de a face aceste testări. Nu există suficiente laboratoare și chiar dacă există suficiente laboratoare, nu există suficient personal care să poată să facă testările. Ne întoarcem de unde am plecat. Ne întoarcem de la faptul că în România avem impostori care ajung să ne conducă. Mai țineți minte? Medici, între ghilimele, care făceau operații și care sunt bine mersi acum. Apropo, știți ce au pățit cei doi care și-au falsificat diplomele? Carasolu sau Carașolu, Lumămica și tăticul lui, care avea o leafă de cel puțin dublu decât președintele României, deci Carașolu sau Carasolu, Lumămica și tăticul lui, a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare, dar cu suspendare. De ce? Pentru că și-a plătit paguba produsă, adică 460.000 de lei. Atâta paguba produs un individ care a stat în fruntea unei companii de stat și a semnat contracte de miliarde de euro. Credeți că numai atâta paguba a produs? Iar celălalt, Baranguțul, mama și tăticul lui, deci Baranguțul, mama și tăticul lui, ce credeți? A fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile. Și cică? Nu. Pentru că nu e un pericol social. Pericul social e dacă e închis, se enervează și începe să spună tot ce știe el de pe vremea când avea dosarele pe mână. Deci, acesta este statul român în care directorii sunt puși pe bază de carnet la partid, nu pe bază de diplomă. Și să nu credeți că nu avem situații în neamț. Avem și am avut. Și le cunosc toți băieții, frumoși și deștepți. Să vedeți cum cârca de diplome sunt prin prefecturi și prin primării. Cârca de diplome și prin alte instituții. Să vedeți ce studii au aleșii noștri și cum și le fac și cum și le-au făcut. Spun, este un stat care nu încurajează oamenii care au merite, care își fac lucrurile așa cum trebuie în viață. Nu. Încurajează impostura, ticăloșia, șmecheria, falsurile și hoția. Ne oprim aici. Mai frumos decât atât ce poate fi într-o perioadă în care
avem și pandemie, așa că s-a dat drumul pe lângă pandemie și la hoție. Și asta peste tot. Să fim iubiți și să ne protejeze statul român sau bunul Dumnezeu. Cele bune!